Atenție mare, o apariție bombă a lui Mihai Trăistariu. Uitați-vă, domne, cum arată băiatul nostru, cum s-a îmbrăcat. Ești la sacou, așa nu te-am văzut de mult la sacou. Bine ai venit, Mihai. La cât am fost la prost îmbrăcați ani de zile, știi? Cât de ai șocat. Nu, prost îmbrăcați, altfel îmbrăcați. Da, e foarte bine, doamnelor și domnilor. O să avem o provocare foarte interesantă pentru Mihai. Mergem acolo la locul care este de obicei un de cântare. Un examen cum a dat Nicu Covaci, tot așa? Da, da, hai să nu vorbim de chestia asta, că nu știu ce spun. Ce faceți la bucătărie până mă duc eu cu Mihai? Zi. Mi-am luat ajutor aici pe partea de papanaș, ardei avem un cuptor. Doamna învârte la inelușele noastre de papanaș. În curând vom fi și noi gata, cam în 10 minute putem să-i servim. Da, doamnelor și domnilor, înțeleg că e gustos, toată lumea spune că miroase bine. Așadar, doamnelor și domnilor, urmează rubrica Nu chiar 40 de întrebări cu Cristian Brancu. Invitatul nostru, pot să iau și eu o morgă așa supărat și să mă uit la invitat așa, știi, să-l mănânc din ochi. Doamnelor și domnilor, Mihai Trăistariu are acolo nu chiar 40 de întrebări. Și el va răspunde cu sinceritate, așa cum știm, la aceste întrebări despre viața lui. Prima întrebare o pun eu. Voi le-ați pregătit special pentru mine sau toată lumea le primește pe același? Nu, să știi că-s generale, ne uităm și la om. Da? Bun. Doamnelor și domnilor, urmează întrebarea. Că aici mi-e la frică că vă uitați la om. Prima întrebare. Trebuie să răspund sau că nu răspund ce pățesc? Te poți să mănânci papanașii. Ceva iute. Deci, prima zice așa. Când vrei să respingi pe cineva, cum o faci? Ce spui? Cum spui? Când vreau să resping? Dacă nu-i vorba de dragoste, că primesc mesaje pe WhatsApp, pe rețele socializare așa. Și mă întreabă, am un copil, poți să cânți în duet sau nu știu ce. Și eu sunt foarte politicos de gen, de fel, și le răspund civilizat, le găsesc o cauză și un răspuns ca să mulțumească omul, să nu rămână dușman cu mine. Și ce faci? Cum îi zici? În general îi zic, acum nu se poate, poate pe viitor, vedem, ne mai gândim. Dacă e vorba de o iubire sau o relație așa. Sau dacă vrea ceva, ca să nu o supăr, că până la urmă trebuie să le lași loc acolo, dau un zâmbet, mai dau trei inimioare, că după aia mă întreabă ce înseamnă inimioarele astea, adică înseamnă mai mult și tot o țin așa la angaț și nu știu să dau un răspuns la această niciodată. Bun. Rămâne tot un ceață. Da. Să mulțumim de răspuns. Următoarea întrebare. Următoarea. De câte ori ai fost părăsit? Motive. De câte ori ai fost părăsit? Păi am fost părăsit cam de două ori. Restul din cele vreo 11 relații, 11. Restul s-au stins de la sine. Așa. Da, cu 11, din, la 18 ani, 17 ani încoace. Odată a fugit în America, după ce i-am logodit. A fost la tine în emisiune. Așa. A fugit, a zis într-o zi, pa, după 3 ani, logodit, aproape mine, căsătorit. Da. Așa a vrut ea, a zis că s-a gândit mai bine și după atâția ani, nu-i viața pe care și-o dorea, Ana. Iar altă dată s-a întâmplat chiar la începutul începuturilor. A fost prima mea experiență de toate felurile, pe la 17 jumate, eram în clasa 12 ani, suntem în vacanța de varnu da. Și m-a lăsat cu buza umflată și cu toate alea și am suferit. Întrebare grea, vine să beau puțină apă. Îmi vine întrebare următoarea grea? Întrebare. Bun. Întrebare. Când ai spus prima dată te iubesc? Toate sunt de dragoste aici. Te iubesc, tornelo, am zis tornelo, prima da. Dată. Bineînțeles că i-am spus mamei mele când eram mic și mama îmi spunea, mami, ești dragostea mea și semeni cu mine și mi-ai moștenit vocea și eu atunci o iubeam și mai tare. Pe la 14 ani deja conștientizam că semeni cu ea și i-am moștenit glasul și felul așa și spuneam te iubesc. Dar dacă ar fi dragoste din aia, a fost la 19 ani, se numea Andreea. Andreea. Am avut 8 luni relații și atâta. Și de ce să sting de la sine? Nu știu, așa e la mine. Ocupat? Ce faci tu? Dar ce, eram ocupat la 19 ani? Nu știu. Pur și simplu. Să-ți Valahia? Cum? La 19 ani nu erai cu Valahia? Atunci a debutat. Al nostru a devenit vedetă. Următoarea întrebare. Următoarea. Cărei persoane VIP sau VIP nu i-ai spune niciodată te iubesc și de ce? Fauleu, asta e roșie, de-aia. Roșu a prins. Roșu a prins. Să nu-i spun te iubesc și de ce? Cui naiba să nu-i spui te iubesc? Stai să mă gândesc. Una care mă enervează rău, nu? Cum vrei tu. Care persoane? Mi-e foarte greu, nu știu. Sunt, există așa ființe pe planeta asta, dar nu știu dacă trebuie să le dau numele. Ce ai zis că pățesc dacă nu răspund? Îmi dai un ardei?
Mănânci papanaș fierbinți de la domnul fierbinți. Adrian. Mănânc, la final mănânc papanaș. Na. Hai să știi, nu-mi placă... Zi una măritată, că nu poți să-i spui te iubesc, că e măritată. Oana Zăvoranu mi-a plăcut întotdeauna, dar nu pot să-i zic te iubesc, că ea are tot timpul câte un gagiu. Și o urmăresc din umbră. Oana, când, tot am zis, când divorțează, o iau eu, dar ea nu mă caută când divorțează, vezi? Vezi, Oana? Aia este. Aia. Nu știi, Oana, ce pierzi. Păi, următoarea întrebare. Următoarea. Ți s-a întâmplat să-ți reproșeze cineva vreodată că ai avea ceva probleme în dormitor? Nu mi s-a întâmplat. Adică la modul grav așa nu mi s-a întâmplat, pentru că n-am probleme în dormitor, n-am avut niciodată și am chiar o pasiune pentru dormitor. Măcar un calorifer care curge să fi fost în dormitor. Și așa, sau țăcăne dacă aia, se fac. Aia, aoleo, tu ești cu caloriferul care bă, m-am uitat în seara aia la tine, măi, la Danca, patos prost, m-am uitat la tine. Toți și mașina și s-a oprit. Acum? Nu, mașina s-a oprit, gata, am scăpat de țăcăneală. Nu? Da, mi-a zis cineva că n-am sfințit casa. A? Trebuia sfințită. N-am apucat, că e mama mea nord de 2 ani stau acolo. Chemați preotul trebuia pentru sfințirea caloriferului, da, ca să nu mai țăcăne, că cine știe care dintre ele mă caută și mă țăcăne în geam. Deci în dormitor nu sunt probleme. În dormitor nu sunt probleme. Ia să vedem. Care a fost cea mai proastă sau greșită alegere pe care ai făcut-o până acum? O să fie alegeri. Știi că mi-e frică, lume. Eu mă uit foarte mult la filme science fiction și la din astea cu viitor, că s-au întors în trecut și îmi dau seama că dacă schimb ceva din trecutul tău, poate nu mai iese totul la fel. Deci nu regret nimic din ce mi s-a întâmplat. Cu bune și cu rele, tot asta vreau să fie parcursul. Deci n-am nicio din asta. Nu, încă vreau să minut fie totul la fel. Încă un minut sau două. Un minut sau două. La ce vârstă ți-ai pierdut virginitatea? Mamă, dar voi ați dat-o pe de astea. La 17 ani a fost o întâmplare, după ea am suferit. I-am spus te iubesc, așa a fugit a doua zi. Da, după ce i-am zis te iubesc, că m-am îndrăgostit, în jumătate de oră eram îndrăgostit. Și a doua zi a plecat în Italia. Aia e treaba. Repede, primul sărut la ce vârstă a fost? A precedat o noapte de dragoste? A fost înainte de asta? N-a precedat. Nu, n-a fost chiar de... în nu seara aia. Fără nu, frumos, că pe la 14 ani ne sărutăm cu toții. Fie bine, bravo. Și o ultimă de asta, ultima hai să vedem repede. Cine și cu ce ai fost surprins ultima dată? Adică cu ce am cu cine fost... ai fost surprins? Sau surprins? De ce ai fost sau surprins? De ce? Ne, m-au mai prins cu mănânc un salam, că eu mă iau de la Constanța și mănânc la volan, cât un sandwich, dar nu cu cineva sau ceva, nu. Sau o persoană care te-a surprins cu ceva. A, o persoană care m-a surprins? Nu m-a surprins nimic. Nu te mai surprinde nimic, că? Nu. În momentul ăsta am un lapsus. N-am nicio nimic. Doamnelor și domnilor... Sunt curat ca lacrima. Sunt mulțumit de răspunsurile domnului, da? Mihai Tristaiu. Mințel, așa. Adică la câte grave păreau, mi s-a părut că o să fie ceva... N-a a fost grav absolut nimic. Mihai Tristaiu este un timp foarte sincer. Am venit cu muzică populară azi. Atenție mare! Da. Dacă vreți să-l ascultați pe Mihai Tristaiu cântându-vă la petreceri, da, la evenimente, petreceri, la zilele orașului tot muzică populară... Tot anul vreau să fac 10 piese de petreceri. 10 piese de petreceri. Prima dintre ele. Foarte tare, prin urmare, să cântăm, să ne bucurăm să cu Mihai, maestre muzica. Tinerețea, ține-mă, Doamne, așa. Hei, hai, lumea mea, că-mi e tare drag de ea și iubesc cu foc viața. Hei, hai, lumea mea, frumoasă-i tinerețea, ține-mă, Doamne, așa. Hei, hai, lumea mea, că-mi e tare drag de ea și iubesc cu foc viața. Viață ca pământul ești, zi de zi tu îmi rodești, se vede că mă iubești. Și eu te iubesc mereu, chiar că mă treci și prin greu, că așa-i sufletul meu. Viață ca pământul ești, zi de zi tu îmi rodești, se vede că mă iubești. Și eu te iubesc mereu, chiar că mă treci și prin greu, că și bucură-ți sufletul, timpul trece ca aventur. E, da, inima, ai grijă acum de ea, că apoi vei regreta. E, da, hai și tu, și bucură-ți sufletul, timpul trece ca aventur. E, da, inima, ai grijă acum de ea, că apoi vei regreta. Viață ca pământul ești, zi de zi tu îmi rodești, se vede că mă iubești.
Și eu te iubesc mereu, chiar de mă trec și prin greu, că așa-i sufletul meu. Viață ca pomul tu ești, zi de zi tu înrodești, se vede că mă iubești. Și eu te iubesc mereu, chiar de mă trec și prin greu, că așa-i sufletul jos și iubește ce-i frumos, că așa-i al vieții rost. Hei, hai, nu înceta să-ți bucuri inima, repede strece viața. Hei, hai, nu sta jos și iubește ce-i frumos, că așa-i al vieții rost. Hei, hai, nu înceta să-ți bucuri inima, repede strece viața. Viață ca pomul tu ești, zi de zi tu înrodești, se vede că mă iubești. Și eu te iubesc mereu, chiar de mă trec și prin greu, că așa-i sufletul meu. Viață ca pomul tu ești, zi de zi tu înrodești.